Sărbătoarea florilor, care celebrează sosirea lui Iisus Hristos în Ierusalim, marchează începutul săptămânii ce culminează cu noaptea de înviere și cu marea sărbătoare de Paște. În această zi este deslegare la pește pentru cei care au postit, sărbătoarea fiind considerată un praznic împărătesc. Cei care mănâncă pește în această zi vor avea noroc și se vor vindeca de orice boală ar suferi. Peștele are și o simbolistică aparte în lumea creștină, el fiind în semnul creștin prigoniți în vechime, care pentru a se recunoaște puneau la porți sau pe case simbolul peștelui. Deși postul care precede sărbătoarea Paștelui este un post aspru, vorba aceea străveche, la plăcinte înainte, la război înapoi, vine să confirme faptul că românii sunt mari iubitori de tradiții, mai ales când acestea îi așează la o masă îmbelșugată. Să vedem însă care este oferta pieței în această perioadă și cum întâmpină romașcanii Sfânta Sărbătoare a Floriilor. Se apropie Sărbătoarea Floriilor. Cum merg vânzările? Așa, așa, așa. Ce înseamnă? Așteptăm să mai... Ce specii aveți? Crap, novac și păstră. Doar pește viu? Sau... Și congelat, macrou și merluciu. Aveți clienți? Astăzi, de exemplu? E prea dimineață. Lumea așteaptă pe ultima sută de metri. Ei așa s-au învățat. Cum e vânzările în perioada aceasta? E cam slăbuț acum la început, dar sperăm, spre rău, spre care vineri, sâmbătă. Care sunt speciile cele mai vândute? Păstrăvul. Păstrăvul. Avem și un picuț de scrumbie de Dunăre, dar e cam pe sfârșite de acum. Crapul, novacul. Da, aici, cam păstrăvul e cel mai... La voastră mâncați pește? Mănânc pește. Când o să cumpărați? Sau ați cumpărat? N-am cumpărat încă, dar să ies cu soția, că depinde ce vrea ea. Când vrea ea, câteodată vrea congelat, câteodată vrea proaspăt de asta. Și eu îmi place, dar îmi place carasul cealaltă, dacă găsesc mari, caras mari proaspăt. Ați postit în perioada asta? Am postit, dar merg rea și bine în ea. O să o cumpăr și asta. Cum se par frăcile? Cum sunt? Așa le pune. Ați ținut toți? Nu, eu nu, soția ține. Cum vi se par prețurile? După câștigul din ziua de astăzi, prețurile sunt foarte bune. Ce să facem, doamnă? Asta e situația vieții din ziua de astăzi. Asta. Dacă alții trăiesc mai bine, ăștia care nu poate să trăiască bine, trăiesc și ei în limita posibilităților. Asta e sigur că da. Asta e situația, n-avem ce face. Nu avem deocamdată, nu avem om care să se gândească pentru poporul român. Niciunul. Nu există, vă spun pe cuvântul meu de onoare. Nu există om care să fie patriot pentru România. Nu. Păstrați obiceiul ca de flori să mâncați da, pește da. În fiecare an? Păi da, altfel nu trece florile. Deci e specific? Păi specific peștele de flori și la... Asta e viața. Sunt face două deslegări la pește în da. Acesta. Ați ținut post? Nu, că am tratament și nu pot ține.